tot mai multă lume acuză complicații în urma virozelor respiratorii. În acest an, aceste viroze au devenit mai virulente, cu efecte grave și de durată. Care este modul în care se transmit virozele respiratorii? Care este diferența dintre viroza respiratorie și infecția cu COVID-19? Cum se manifestă? Care este tratamentul recomandat și cum ne putem întări imunitatea? Vom discuta în această emisiune cu doctorul în medicină, Luminița Suveică, pe care o salut cu mare drag, vă zic bună seara și bine ați revenit la Tezaur TV. Bună seara și bine v-am regăsit. Pentru că nu ne-am văzut de ceva timp, dar nu ne-am văzut tocmai din 2022, exact. Îmi pare mie. Ia să-mi spuneți cum a început pentru dumneavoastră acest an. Depinde... Din ce? Din ce, da. Nu, a început destul de bine, a început cu multe proiecte interesante, cu activitățile mele cu didactice, cu studenții, cu pacienții. Cu detalii. Dumneavoastră n-ați prins nicio viroză în această iară? Am prins. Ați prins. Și încă două am făcut. Extraordinar. Până la anul nou și după anul nou. Deci a început anul totuși cu o viroză. A început cu o viroză, dar am ieșit repede din această viroză. Clar că nu pot să nu fie virozele iarna. Asta e specific pentru acest sezon rece și... În principiu, cele mai complicate viroze sunt, practic, luna sfârșitului ianuarie, februarie, când deja și imunitatea noastră mai scăzută este. Dar ce s-a întâmplat? 2 ani am avut pandemie, când lumea a fost mai izolată, a purtat măștile, s-a spălat mai des pe mâini, da. Erau peste tot cu dezinfectantul, totuși aceste măsuri ne-au ajutat ca să prevenim și alte infecții, nu doar COVID-19, dar și virozele, și gripa, și alte infecții. Ne-am relaxat, clar că după pandemie, am început să facem multe evenimente, ca așa e moldovanul să... Bine că evenimentele sunt frumoase, dar mai puțin frumos atunci când mergem neprotejați, sau nu avem grijă de... Exact, evenimentele sunt frumoase, fiindcă am avut nevoie și de comunicare, am avut nevoie de socializare, dar, din păcate, mai vin la evenimente și persoane bolnave. Și deci nepurtatul de mască în instituțiile medicale, mă refer, unde de multe ori vin cei bolnavi și a fost cauza că au fost mai multe viroze ca în anii precedenți. Noi nu putem să spunem că au fost mai multe viroze ca în alți ani, fiindcă virozele sunt în fiecare an, numai că specificul este diferit deja, fiindcă și gripa se schimbă, nu în fiecare an aceeași variantă de gripă. Mai mulți... Care sunt primele simptome, dacă ar fi să vorbim despre... Dacă vorbim de primele simptome, haideți să diferențiem. Este o viroză simplă sau o răceală comună, care de obicei e o tuse, un nas înfundat, dureri de cap, o stare subfebrilă undeva, dacă vorbim de temperatură, 37-38 de grade. Dacă vorbim de o gripă, gripa este cu simptome așa mai accentuate, cu febră mai înaltă, febra poate să ajungă și mai mult de 39 de grade, dureri de cap, simptome de intoxicații, lipsa poftei de mâncare, chiar greață poate să fie, dureri de gât, nas înfundat, tusele. Pe când și COVID-19, pe care încă îl avem și îl avem sub diferite forme, iarăși, de asemenea, diferit se manifestă în dependență de persoane. Aici depinde și de persoanele care au fost vaccinate, cu câte doze au fost vaccinate, când au primit vaccinul. Fiindcă și aici ne-am lăsat un pic așa de vaccine. Când s-a început vaccinarea, toți se vaccinau. Apoi ies... Haideți să vorbim puțin despre acest COVID-19 prin prisma celor vaccinați și celor nevaccinați. Ce ați remarcat? Cum se manifestă el la cei vaccinați? Care ar fi acele doze sau în câte doze? Cum? Pentru că ați zis, ne-am relaxat și la acest capitol. Ne-am relaxat, fiindcă dacă la început stăteau cozile, dacă vă țineți minte, pentru a se vaccina contra COVID-ului, la prima doză, la a doua doză, apoi la a treia doză cam mai puțin și a patra doză chiar mult mai puțin. Aici și a fost motivul, fiindcă
lumea nu prea s-a vaccinat îndeajuns cu a patra doză. Mai puține vaccinări s-au făcut contra virusului gripei, care este gripa sezonieră, și cei care au făcut vaccină și chiar dacă s-au îmbolnăvit, au suportat niște forme mai ușoare de COVID-19, deci forma mai ușoară fiind cu o slăbiciune generală, cu dureri musculare, dureri de gât, nas înfundat, dar au fost și cu fără febră. Pe când cei care nu au fost vaccinați, nu aveau imunitatea cea care și rezistența pentru acest virus, au suportat destul de greu, chiar în unele cazuri și cu complicații, că ziceam că vom vorbi astăzi de complicațiile care sunt. Complicațiile cele mai frecvente acestea sunt bronșitele, pneumoniile grave. Cauza care este cea mai gravă sunt pneumoniile care cu nivelul, cu afectarea foarte serioasă a plămânilor, cu spitalizarea pacienților, cu saturația oxigenului scăzut, și atunci acești pacienți de multe ori primesc tratamentul și în terapia intensivă. Este nevoie de a fi conectați la aparate de ventilare, la oxigen. Acestea sunt complicațiile grave care sunt, și ca să nu ajungem la complicațiile grave, mai este la noi încă o cauză de ce ajungem la complicații. Asta vreau să întreb, de ce au devenit ele cumva mult mai agresive și de ce totuși ajungem la aceste complicații? Deoarece, în primul rând, foarte mulți se consideră că pot să se autotrateze și știu cum să-și trateze o viroză, acea o gripă. Acea medicină netradițională pe care am... Și, dar și cu medicamente, adică își procură medicamentele pe care le cunosc, nu se adresează cu primele semne la medic, mai are ceva de făcut, de lucrat și nu-i nimic, îi merge eu și cu aceste simptome. Și Mai rezist, rezistența e mare și într-o zi ne trezim cu complicațiile care sunt. Apoi antibioticele care nu se utilizează în infecțiile virale simple, fiindcă avem nevoie de antivirale, dar lumea s-a mai învățat foarte mult cu antibioticele și consumă prea multe antibiotice, ceea ce duce la rezistența bacteriilor, la antibiotico-rezistență, ceea ce observăm iarăși și e greu de ales când este o complicație, un antibiotic care să ajute, fiindcă dacă se primesc multe antibiotice, iarăși este o problemă. Și cred că acestea sunt cele mai importante cauze, să zic. Cum se transmit virozele? Să le amintim încă o dată celor de acasă, chiar dacă acest subiect a fost discutat și discutat de în ori, dar totuși să le amintim, și care ar fi acele măsuri de siguranță pe care ar trebui să le aplicăm fiecare dintre noi, în special atunci când ne dăm seama că avem niște simptome de viroze, dar chiar și în momentul să în care... Să nu ajungem la simptomele de viroză. În primul rând, să nu ajungem la ele. Să nu ajungem, vorbim de profilaxie, de prevenire, fiindcă ajunge deja metodele de prevenire nu prea lucrează, mai degrabă îi protejăm pe cei din jur, dar nu pe noi. Ca să nu ajungem, clar că măsurile de igienă, spălatul cât mai frecvent cu apă și săpun, spălatul cu apă caldă, spălatul mâinilor când venim de afară și orice facem să avem grijă de igiena pe care o cunoaștem. Dacă nu avem tot timpul posibilitatea să spălăm mâinile, un dezinfectant care poate să fie cu noi și să ne dezinfectăm după ce am fost în locuri foarte aglomerate. Purtarea măștilor în spitale, în deci, totuși, recomandați purtarea măștilor în instituții unde se acumulează... Unde sunt riscuri. Unde sunt chiar riscuri și în transport public, nu? Chiar și în transportul public, unde sunt aglomerațiile de oameni. Dar n-ar fi, fiindcă noi vorbeam cum se transmite prin
picăturile care sunt prin strănut, prin tuse, prin aer se transmite și se transmite în câteva zile. Dar cine sunt cei care transmit? Cei care sunt bolnavi. De aceea, cei care sunt bolnavi, este bine să stea acasă și să nu iasă și să nu infecteze toată lumea cu infecția pe care o are, fiindcă o persoană poate să facă infecția mai ușoară pe când transmiterea care este să fie într-o stare mult mai gravă. Când apelăm, apropo, la medic, care ar fi acele primele simptome sau când se apelează la medic? În principiu, copiii mici, să vorbim de categoriile care trebuie să apeleze mamele la medici, la copiii mici cu febră, trebuie să consulte medicul, fiindcă la copiii mici astăzi simptomele sunt minore, mâine pot să fie deja simptome grave, mai ales la copiii primului an de viață. Bătrânii, cei care sunt cu maladii cronice, cu diabet zaharat, cu hipertensiune arterială, cu boli cardiovasculare, iar sunt în grupele de risc, cei care sunt cu maladii respiratorii, cum este astmul, bronșitele cronice, broncopatia obstructivă cronică, care trebuie să se adreseze ca să nu facă complicații. Ei sunt mai predispuși de a face complicații sau maladiile pe care le au să le acutizeze și mai mult. De asemenea, dacă este o stare de rău cu febră, cu tuse, să se adreseze ca să primească tratamentul din primele zile și tratamentul de la medic. Corespunzător, nu doar acel ceai din ierburi cu lămâie și avem... Ceai trebuie, nu putem să zicem, dar trebuie de consultat medicul și trebuie de văzut, fiindcă este nevoie și de hidratare, este nevoie de a consuma cât mai multe lichide. Ne putem trezi cumva cu o viroză sau cu o răceală doar dacă ne-a fost frig sau doar de la faptul că ne-am simțit picioarele reci, mâinile reci sau în frig? Acesta poate să fie un factor care să dezvolte mai ușor viroza. Noi putem să ne întâlnim cu viroza, să înhățăm acea viroză, dar care ea să nu se manifeste prea mult, fiindcă când este un organism sănătos, cu o imunitate bună, trece așa neobservat. Dar dacă și a mai fost factorul cum este frigul, am înghețat la mâini, la picioare, mai ales picioarele, când poate să fie, deci, o grăbire a procesului și poate să viroza să survină mai grav și mai repede. V-am înțeles. Deci totuși trebuie să ne protejăm, să nu ajungem în acele stări de a ne fi frig. Și după cum ați menționat dumneavoastră, în momentul în care vorbim despre un organism sănătos, cu o imunitate bună, ridicată, atunci chiar dacă cumva avem tangență cu unele viroze, ele pot trece neobservate sau neavând efecte majore asupra sănătății noastre. Cum ne întărim imunitatea, mai ales în această perioadă? Imunitatea, în primul rând, tot timpul trebuie să avem grijă de imunitate, dar asta este modul nostru de viață, alimentația care o avem, chiar și stresurile și somnul, toate influențează asupra imunității. Imunitatea se formează în intestin și dacă avem un intestin bolnav sau după ce se primesc antibiotice, nu se iau ca profilaxie, deci prebiotice, probiotice pentru a îmbunătăți flora bună care o avem, fiindcă noi distrugem cu antibioticele toată flora și flora noastră bună din intestin și cea patogenă. Atunci poate să fie, deci, într-adevăr, o imunitate scăzută și o imunitate scăzută este cea care și ne provoacă mai multe maladii. Oboseala cronică, dacă noi lucrăm fără ca să luăm pauze, lucrăm în condiții de stres, noaptea nu dormim suficient, toate acestea tot influențează asupra imunității. Da. Și alimentația. Alimentația trebuie să fie bogată în fructe și legume, alimentație diversă, cu toți nutrienții necesari,
și cu toate că astăzi avem alimentele care nu mai conțin așa o varietate de vitamine și minerale ca, spre exemplu, 10 ani în urmă, din cauza cum se cresc și știm noi toate cauzele care sunt, pot să zic că eu încurajez și primirea suplimentelor alimentare, cum ar fi vitaminele, mineralele, nutrienții necesari, dar cu indicația medicului. Asta vreau să zic, nu ne putem administra nici aceste suplimente alimentare, după cum gândim noi. Nu, trebuie să consultăm medicul, ca medicul să indice care suplimente sunt bune, de ce avem nevoie de suplimente. E ca acum vine și primăvara, când se începe și cea astenie de primăvară, și ca să le preîntâmpinăm, avem nevoie de surse bune de vitamine și minerale și nu mai găsim tot timpul în acele fructe și legume de sezon care sunt. De aceea pot fi apelate la suplimente, dar să fie suplimente naturale. Spre exemplu, este fructul graviola, un supliment natural care se face din acest fruct tropical și chiar îți dă energie și are foarte mulți nutrienți. Dar iarăși, consultația medicului, ca medicul să determine și doza care este, și cantitatea, și termenul, cât termen de primit. Fiindcă astăzi, dacă vorbim din fructe și legume, avem încă citricele, lămâia, varza încurajez, varza murată, care conține foarte bună sursă de probiotic natural și bogată în vitamina C, așa că deci cei care au varză murată în beci sunt norocoși. Folosirea produselor lactate pentru naturale, mă refer, pentru cantitatea de probiotice. Și clar că iese soarele, folosim deci plimbările în aer liber, să ne expunem un pic la soarele acesta bun care este, să primim vitamina D. Cât de importantă este, apropo, vitamina D și, într-adevăr, cum o absorbim în organismul nostru, pentru că, la fel, unii pot merge pe varianta de a lua ca supliment acea vitamină D? Da, ea se indică și ca supliment, se indică atunci când nu este soare de ajuns în diferite patologii, în osteoporoză, dar și în perioada COVID au fost studii care au arătat despre importanță. Dar eu totuși recomand vitamina D, care este cea de la soare, de la soarele bun. Mă refer și acum chiar și pe timp de iarnă, deci când apare soarele, atunci e de făcut niște plimbări, fiindcă anume această vitamină este cea care se sintetizează mai bine și este primită pe cale naturală. Deci asta ar fi una dintre părțile frumoase ale acestui sezon și venirea în special a primăverii, pentru că ne putem bucura și mai mult de acest soare frumos și, după cum a zis dumneavoastră, e bine să facem acele plimbări în aer liber, dat fiind faptul că după câteva luni reci, bine de iarnă, iarnă calendaristică, zic eu, nu a fost tocmai acea zăpadă afară, că era binevenită și acea zăpadă să fi fost, dar să profităm de acest soare, să profităm de timpul frumos și, evident, să nu uităm de acele măsuri de siguranță. Exact. Sănătate. Eu vreau să vă mulțumesc pentru aceste informații, vă doresc mult succes în continuare și până la noi revedere! Vă mulțumesc mult, sănătate tuturor și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, dar și a celor dragi!